iubiți credincioși și dragii mei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit și a statornicit ca Sfinții Români să fie pomeniți cu plus de măsură în țara noastră, deși ei, odată canonizați, fac parte din Biserica Universală, adică sunt la fel de valabil pentru orice biserică autocefală sau orice biserică ortodoxă de pretutinde. Însă, cu precădere în țara noastră, Sfinții Români sunt pomeniți deosebi. De aceea, în calendarul bisericii, ei sunt trecuți cu albastru, iar cei care fac parte din eparhia unde ei au viețuit sau au avut activitatea lor misionară, s-a rânduit să fie cu cruce roșie ca ei, să fie promovați precum sunt cei din eparhia noastră, Sfântul Pahomie de la Gledin și Sfinții Mucenici și Mărturisitori Năsăudeni, Atanasie Todoran, Vasile, Grigorie și Vasile. Nu putem trece cu vederea că acești sfinți au fost canonizați pe vremea mitropolitului Bartolomeu, care a lăsat în testamentul său ca acești sfinți să fie promovați în eparhia noastră și avea și motivație pentru acest lucru, pentru că el s-a regăsit atât în Sfântul Pahomie de la Gledin, cât mai ales în Sfinții Mucenici și Mărturisitori Năsăudeni. Pe de o parte, îl regăsim pe ierarhul Bartolomeu în ierarhul Pahomie, pe de altă parte, în țăranul Atanasie Todoran, îl regăsim, dacă vreți, nu în leu Ardealului, că nu-i plăcea să-i se spună așa, mai degrabă îi plăcea în haiducul din Ardeal. În calitate de ierarh, în 1993, atunci când a fost ales la Cluj, motivele pentru care a fost ales au fost aceleași motive pentru care a luptat Sfântul Pahomie de la Gledin, nu altele. Acelea din 1700, după 1700, când Ardealul s-a vrut transferat la Roma. Ori Sfântul Pahomie de la Gledin a ținut cu tot din adinsul să rămână țara Ardealului ortodoxă, cu orice preț. Și ce a făcut el? Pentru că nu era episcopul locului, era episcopul roman. A înființat mai multe mănăstiri în zona lui natală. Ce a făcut mitropolitul Bartolomeu după ce a ajuns la Cluj în 93, când retrocedările pe afinități politice erau din ce în ce mai dese? A înființat mănăstiri, 20 de mănăstiri, și a chemat, așa cum a fost el chemat sub drapel, a chemat pe toți călugării plecați din Ardeal, peste munți, să vină înapoi la obârșie, astfel încât să se reînființeze mănăstirile doborâte de generalul Bucov în 1763, anul sau anii în care au pătimit sfinții martiri și mărturisitori Năsăudeni. Sfântul Atanasie Todoran a ctitorit o mănăstire în satul lui natal, în Bichigiu, mănăstire care este astăzi, dar este reînființată de pe vremea mitropolitului Bartolomeu. El știa, dacă va îngenunchea în fața stăpânitorului străin și a unei credințe străine, mănăstirea lui va fi dărâmată, ceea ce s-a și întâmplat. Însă a chemat la luptă sub drapelul nostru și a credinței noastre
și oamenii nu s-au supus stăpânirii străine, nici a unei credințe străine. El se regăsea în Atanasie Todoran, dar se regăsea și în Avram Iancu, și în Mihai Viteazul, și în Ștefan Vodă, foarte bine se regăsea. Și dacă vom citi memoriile sale, sau cumva îi vom citi viața sau o vom asculta, de exemplu, la mărturia Eugeniei Vodă în emisiunea Profesioniștii, ne vom da seama că așa este. Acest om, un haiduc, din tinerețe până la bătrânețe, a trecut prin pușcăriile, nu doar comuniste, și alte pușcării înainte de comuniști, pentru că a fost vocal și foarte vocal. El a dat mărturie și peste ocean, astfel încât noi am primit anumite privilegii, chiar dacă alte neamuri străine care și astăzi luptă împotriva noastră și chiar se vreau la guvernare, nu ne-au iubit și ne urăsc din tot sufletul. Și cu pași mici ajung la țintă, acolo unde își doresc. Mitropolitul Bartolomeu era conștient și clauza națiunii cele mai favorizate oferită de Parlamentul American îi se datorează, dar se datorează și celor care astăzi și până astăzi și până la sfârșit vor lupta împotriva noastră a românilor transilvăneni. Așadar, avem în față niște oameni care au dat mărturie acum 300 de ani, dar care ne doresc pe noi să ne identificăm cu ei. N-am făcut nimic dacă ne-am rugat în această seară și mâine, pomenindu-i, dacă nu ne identificăm cu ei. Iar cel care ne poate învăța că se poate, este posibil acest lucru, este Mitropolitul Bartolomeu. El, atunci când au fost canonizați acești sfinți și au pus sufletul și pe câmpia de pe Morcirlă, de la Salva, atunci când s-a săvârșit slujba canonizării, unde am fost și eu prezent, bineînțeles, acolo l-am văzut nu pe altul, decât pe haiducul de 100 de ani, călare pe un cal alb, maiestos, și care se numea Atanasie Todoran din Bichigiu. Dacă veți citi cuvântarea Mitropolitului Bartolomeu de la acel moment, vă veți da seama că ceea ce vă spun eu nu sunt cuvinte de prisos. De aceea îi prăznuim, le suntem recunoscători și căutăm cu tot din adinsul să ne identificăm cu ei. Spuneam despre Vasile Episcopul, că ar fi atunci când să fie canonizat, să fie numit cel cu minte. Bănuiesc că nu va fi Mitropolitul Bartolomeu numit Leu Ardealului, mai degrabă haiducul Ardealului. Să aveți o sărbătoare minunată și să ne revedem cu mine, cu bine. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.